Hello, hello! Bine ați venit pentru etalarea zilei de miercuri 2 decembrie. Bun, hai să vedem. Un mesaj pentru dragoste, unul pentru sănătate și unul pentru bani, carieră, situație financiară pentru miercuri 2 decembrie. Hai să vedem. În dragoste avem șaptele de bâte, o carte care cere de la voi să demonstrați vigilență, să fiți atenți la ce vă transmite partenerul sau partenera voastră, la ce vă spune, dar și la lucrurile pe care vi le transmite prin mesaje non-verbale sau paraverbale, da? Nu doar la ceea ce vă spune efectiv, ci și tonul vocii, mimica feței, gesturile pe care le folosește. Azi e o zi în care trebuie să demonstrați răbdare, determinare. Nu va fi o zi ușoară din punct de vedere energetic pentru situația de dragoste. Nici pentru cei singuri, nici pentru cei care sunteți într-o relație. Cei singuri s-ar putea astăzi să vă simțiți mai singuri decât de obicei, dar fiți fără grijă, este doar o energie de moment. Pentru cei care sunteți într-o relație, azi e important să lucrați împreună cu partenerul vostru. Să vă ajutați reciproc. Hai să vedem. Pe situația de sănătate avem aici șasele de monede. Cineva vă ajută, vă susține, este alături de voi și va face orice ca să vă ajute să vă fie mai bine. Folosiți-vă de această energie de susținere și aveți grijă la excesele alimentare, da? Pentru că aici în această carte vedeți toate aceste farfurii, toate aceste bunătățuri, aveți grijă să nu exagerați. În bani, carieră, situație financiară avem o carte foarte frumoasă aici, avem Regina de Bâte. Azi e posibil să întâlniți o persoană foarte carismatică, foarte bine pregătită pe domeniul de activitate sau s-ar putea ca voi să fiți această persoană foarte carismatică care e pusă într-o postură foarte bună. Dacă aveți de ținut o prezentare, de vorbit în public, sau dacă veți fi puși într-o situație de a comunica cu niște persoane din nivele ierarhice superioare față de voi, astăzi aveți toate șansele să faceți o figură foarte pozitivă, foarte bună, să fiți puși într-o postură de apreciere pentru voi. De asemenea, astăzi puteți să obțineți susținere de la o femeie aflată într-o poziție de conducere. Bun, și acum hai să scoatem și un card de înțelepciune. Până când o să amestec eu aceste cărți, vă rog să dați un like la acest video dacă v-a plăcut mesajul meu, să-mi lăsați în comentarii cum se aplică pentru voi aceste energii și dacă nu v-ați abonat încă la canal, să vă abonați, e gratis, nu vă costă nimic și veți fi informați când o să pun materiale noi. Hai să vedem cardul pentru ziua de azi. Ascult cu iubire de mesajele corpului meu. La fel ca orice alt lucru din viață, corpul meu este o oglindă a gândurilor și convingerilor mele lăuntrice. Fiecare celulă răspunde absolut fiecărui gând pe care îl gândesc și fiecărui cuvânt pe care îl rostesc. Wow, o carte foarte frumoasă care se leagă de mesajul acesta pe situația de sănătate. Ascultați astăzi ce vă transmite corpul vostru și oferiți-i ceea ce are nevoie, pentru că azi o să aveți și susținere de la oamenii din jurul vostru, de la univers în general. E o zi foarte bună pentru a vă canaliza energiile în această parte de sănătate. Și foarte important de reținut că mesajul vostru interior, da, dialogul interior care se întâmplă în mintea voastră constant, care nu se oprește niciodată, vă influențează fizic, exterior, lumea, corpul fizic și lumea voastră exterioară. Da, mare atenție la acest lucru. Mesaje superbe pentru azi, vă mulțumesc pentru că ați stat cu mine până la final. Ne vedem mâine, pa, pa!